Dragoș Bucur are pe american la degetul mic. Actorul român joacă într-o comedie spumoasă realizată la Hollywood, care este lider în box-office-ul de peste ocean. Pelicula Un polițist și jumătate a avut încasări în prima lună de la lansare de peste 12 milioane de dolari. Today is your training day. Have you ever even held a gun before? Bang, bang. I'm on the shotgun special. Be careful, that's got magnum loads in. You have to get out of here! My stomach and my ass! Oh yeah, you ready for the streets. Dragoș Bucur a intrat acum în pielea unui mafiot sârb. Pus pe fapte mari și cât se poate de ilegale, actorul este prins însă într-o ambuscadă. What is your blessing in asking your sister to marry me? Show me that you're worthy of her. How am I supposed to do that? I'm gonna take you on a ride along. Românul nostru a dovedit nu doar că este un actor excelent, ci și un sportiv desăvârșit. Cascadoriile au fost la ordinea zilei pentru Dragoș Bucur, că doar așa se poartă la Hollywood. Un polițist și jumătate a avut premiera la începutul anului și de atunci sălile cinematografelor sunt pline ochi. Filmul este pe primul loc în box-office-ul american cu încasări de peste 12 milioane de dolari. Îl urmează filmul de animație Frozen, Regatul de gheață, cu încasări de 9,3 milioane de dolari. Control it. Although the force was hidden, one day she let it go. Elsa! Sorcery! Podiumul e întregit de comedia Acel moment penibil cu Zac Efron în rolul principal.